Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la vlogul de călătorie Hai Pui în Doi! Salutare și de la mine vă spun de aici, de lângă piscina hotelului New Point din Miami Beach. Astăzi și mâine vom fi aici în Miami Beach, iar prima oprire, bineînțeles că o vom face acolo, la ocean. Vom merge la Oceanul Atlantic să-i tragem o băică cât se poate de mare. Abia așteptam să intrăm în ocean, pentru că vreau să vă spun, ne-am uitat pe programul care îl avem noi, Meteo Andradar, și am văzut că apa are o temperatură de 26 sau 27 de grade Celsius. Haideți să vedem cum arată plaja asta cu nisip alb din fața hotelului New Point. Bineînțeles că vom intra în apă imediat. Aici, dragi prieteni, în apă, ne simțim cel mai bine pe lumea asta. Ăsta este elementul nostru, apa, în care Hai Pui în Doi se simte cel mai confortabil. Mai ales că încolo este Europa. Iar încolo, Miami Beach. În mod normal ar fi trebuit să ne prindă noaptea aici, la ocean, în apă. Dar o să mai stăm numai maxim 10 minute și plecăm să ne schimbăm și să ieșim în oraș, să vă arătăm cum arată Miami Beach noaptea. Am ieșit puțin să vă arătăm și viața de noapte din Miami. Cam așa arată anumite hoteluri. Iar în curând o să ieșim practic pe drumul principal. Aici, prin Miami, Porsche găsești la orice pas. Culoarea mea preferată. Dacă sunteți în Miami Beach și vedeți acest indicator, să știți că de aici se poate lua autobuz gratis. O să încerc să și îl filmez. Deci practic cu autobuzul ăsta te poți plimba prin tot Miami-ul cât vrei tu, gratis. Suntem pe strada Collins Avenue și vom lua la pas la 2 km Miami Beach. Foarte fain arată hotelul ăsta, care curge apă din el. Fontainebleau se numește. Am ajuns într-o zonă unde iahturile sunt parcate ca și autoturismele. Aici este bulevardul principal din Miami. Iar în stânga avem o colecție interesantă de iahturi.
aș vrea să venim mâine ca să vă arătăm și partea cealaltă a râului, unde sunt niște case care sunt sigur că valorează de la 30-40 de milioane de dolari în sus. Două blocuri turn tare faine aici pe Collins Avenue, par gemene. Vă dați seama ce fain se vede oceanul de la ultimul etaj. Am și văzut cum se numesc blocurile The Diamond Condominium. Ce-mi place foarte mult la hotelurile astea de aici, că aproape fiecare au câte niște fântâni din astea arteziene. Vă spun sincer, este ora 11 noaptea, chiar trecut de 11 noaptea, și nu mai pot de cald. Dacă vă spun sincer, sunt ud lioarcă. Aici, prin Miami, bineînțeles că ne-am întâlnit și cu prietenul nostru, Marius. Bună, băieți, fete, doamne, domnișoare, toți care vă uitați și vă place acest canal, Hai Pui în Doi, vă recomand cu mare dragoste și cu din sufletul meu să-l urmăriți. Dacă vreți să-l ascultați și să auziți și să vedeți lucruri minunate. Thank you! Vă iubesc și I hope ne întâlnim. Thank you, Marius! Îți mulțumim! Hai Pui în Doi! De aici, din Miami Beach, este prietenul tuturor. Încet, încet ne apropiem și de hotelul nostru. Ăsta este. Iar pentru dimineață ne-am făcut un plan ca să mergem pe plajă să prindem răsăritul, să vedem cum apare un răsărit de soare de aici din Miami Beach. Apoi vom ieși să ne uităm mai îndeaproape la iahturile oamenilor cu ceva bănuți în cont. Iar apoi ăsta este autobuzul despre care vorbeam că este gratis. Chiar cu unul din ăsta vreau să ne plimbăm prin Miami, iar apoi ne vom urca în mașină să facem un tur de Ocean Drive. Ocean Drive-ul este cel mai important bulevard de aici din Miami Beach. Dimineața, dragi prieteni din Miami. O nouă zi astăzi, plină, iar noi, ca de obicei, suntem matinali. Am hotărât să ieșim pe malul Oceanului Atlantic să vedem răsăritul de soare aici, pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii. Din păcate, avem nori la orizont înspre Europa, dar nu este absolut nicio problemă, pentru că vederea este fantastică. Așa răsărit nu am mai văzut de foarte, foarte mult timp. Priviți ce roșu este cerul și norii. Este un amestec de mare, nori și soare, raze solare extraordinare.
Stând noi așa, așteptând răsăritul aici în Miami Beach, ne-am adus aminte de acea melodie în care versurile spun cam așa, că apusul de soare este doar răsăritul văzut de la spate. Și într-adevăr are mare dreptate, pentru că dacă aici soarele va răsări în câteva momente în Miami, pe undeva prin India sau Dubai, în acest moment soarele apune. Deci apusul de acolo e de fapt răsăritul aici. Și cum altfel să încep ziua bine decât cu o baie în Atlantic la răsărit de soare? Și după superba baie făcută în Oceanul Atlantic în acest frumos răsărit de soare, planul nostru pe ziua de astăzi este să căutăm rapid un Starbucks, să ne savurăm cafeluța liniștiți, apoi să căutăm o stație de autobuz, acel autobuz free, adică gratis, despre care vă povesteam că există aici în Miami Beach, să vi-l arătăm și vouă, să facem o tură cu el, apoi să mergem pe malul apei de aseară să vedem iahturile oamenilor cu bani, să le vedem mai îndeaproape, și pe ziua vom mai face o tură cu mașina după check-out pe Ocean Drive, iar apoi vom pleca spre Tampa Bay, pe cealaltă parte a peninsulei Florida, ca să așteptăm copiii și nepoții la aeroport. Bineînțeles că nu am mai stat la Starbucks, am luat doar cafeluța și profităm de timpul scurt care îl mai avem aici la Miami Beach pentru a ne uita puțin peste acest canal. Acest canal se numește Indian Creek, care are legătură cu Biscayne Bay, iar de acolo cu Oceanul Atlantic. Deci toate iahturile acelea din parcarea din fața casei, inclusiv astea de aici, și o să vă mai arăt câteva și dincolo, vor ieși cu siguranță în Oceanul Atlantic. Am ajuns în zona ambarcațiunilor, dar nu pot să nu îmi dezlipesc ochii, nu pot, când văd acele frumoase case de pe malul celălalt al canalului. Uitați cum au bărcuța la intrarea în casă, cum avem noi mașinile. Acesta este freeride-ul. Alo. Multă lume în el, pentru că v-am spus că este gratis. Cu ăsta practic poți să mergi oricât vrei prin Miami Beach gratis. Iar stații sunt probabil din 200 sau din 300 de metri.
Am coborât, haide să-l vi-l mai arăt o dată. Deci toate arată la fel. Genul ăsta de ceva antic, dar foarte fain, sunt foarte drăguț. Nu uitați, dacă ajungeți aici, free ride, gratis. Interesant. Asta este, dragi prieteni, o foarte mică bucățică din Miami Beach. Te poți plimba două zile prin această stațiune. Este de fapt un fel de Mamaia românească, pentru că și Mamaia este tot așa așezată pe o peninsulă sau un fel de insuliță lungă. Dacă o să ajungeți în Miami Beach, noi, sau în Miami, noi vă putem recomanda câteva opțiuni. Noi am mai fost anul trecut. Asta e, de fapt, este a treia oară când venim în Miami Beach. Dar ce vă putem recomanda cu căldură este să ajungeți în Key West. Key West este cel mai sudic punct continental al Statelor Unite ale Americii. De acolo, în linie dreaptă, mai sunt câteva sute de kilometri până în Cuba. Vă mai recomandăm să mergeți, haide să trecem strada. Aici și când e semaforul roșu, poți să treci, se apare palma aia roșie și o numărătoare inversă. Iar când se oprește, palma e roșu. Vă mai recomandăm să vă luați o excursie cu vaporașul pe aici prin Biscayne Bay, ca să vedeți casele la o grămadă de artiști și cântăreți celebri. Marea majoritate a actorilor sau a cântăreților au o casă de vacanță aici în Miami Beach. Iar nu în ultimul rând, aș vrea să vă recomand o plimbare cu Big Bus-ul, un fel de autobuz supraetajat care face un tur al orașului Miami și Miami Beach. Iar dacă sunteți în căutare de aventuri, puteți să faceți o excursie în Parcul Național Everglades. Acolo o să vedeți o grămadă de specii de animale, chiar și crocodili, tot felul de viețuitoare și, bineînțeles, plimbări cu barca. Un fel de delta Dunării a noastră, dar mult, mult mai mare. Parcul Național Everglades. De pe strada principală și am intrat pe aleea chiar de lângă ocean. Aici este oceanul.
Aici vine lumea să se plimbe, să facă jogging sau la plimbare cu cățelul. Haideți să vă mai arăt un model de civilizație, că la noi sigur nu o să fie așa ceva în vecii vecilor. Deci, numai un pic, Angie, să le explic. Pe aici vine lumea să se plimbe cu căței, da? Pe toată alea asta, pe malul oceanului. Te plimbi frumos cu cățelul, iar cățelul trebuie să-și facă treaba mare, să zic așa. Tu nu ai luat pungă, că ai uitat să iei pungă cu tine, dar pe marginea acestui drum, ia uitați ce. Sunt pungi în aceste cutii care sunt dispuse din 50 în 50 de metri. Efectiv, iei punga și bagi răhățelul de cățel în ea. Eu aș fi tare curios să pui o pungă din asta sau o cutie cu pungi din astea în parcurile din România, să văd cât ar rezista fără să ia lumea pungile decât atunci când chiar are nevoie de ele pentru cățel. O altă soluție găsită de americani împotriva furtunii ca să reziste palmierii este asta. Când văd un palmier așa mai slăbuț, vin cu proptelele astea și îl ajută ca să nu-l doboare uraganul. La o grămadă de palmieri am văzut aceste proapte care sunt, se pare, benefice. Am găsit și o stație de pompieri aici în Miami Beach. Îmi place tare mult ambulanța asta lor roz. Foarte, foarte faină. Dacă sunteți vorbitori de limbă spaniolă, aici puteți să veniți liniștit. Pentru că, vă spun sincer, în Miami se vorbește mai mult spaniolă decât engleză. Pentru că este o limbă, cred, oficială, spaniola, aici în Florida. Peste tot, prin magazine pe unde am intrat, aproape toată lumea vorbea spaniolă. Înainte de a părăsi acest hotel, Angie s-a întâlnit, ghiciți cu cine? Cu Elvis în persoană, ca să facă o poză împreună cu el. Salutare, domnule Elvis, mă bucur că v-am găsit aici în Miami Beach. Am făcut check-out-ul la frumosul nostru hotel, iar acum am urcat în mașină și vom face un tur al lui Miami Beach, al orașului Miami Beach, pe Ocean Drive. Ăsta este. Ocean Drive este cea mai importantă stradă de aici din Miami Beach. Dragi prieteni,
Haideți să vă arătăm casa lui Gianni Versace. Aici, în 1997, Gianni Versace tocmai venea de la o expoziție de modă din Paris, alături de Naomi Campbell a fost această expoziție, iar în fața acestei case, în 1997, el a fost răpus de două gloanțe trase de un anumit domn cu pistolul. Un glonț l-a lovit în gât, iar altul în față. Aici și-a dat obștescul sfârșit. În casă stătea, bineînțeles, cu amicul lui, prietenul lui, pentru că băiatul ăsta, Gianni Versace, era gay. Iar urmașii lui, probabil, au făcut aici, acum, în acest moment, un restaurant, Gianni's. Așa arată casa în care a locuit Gianni Versace. Iar peste drum de Ocean Drive se află Atlanticul. O să lăsăm Miami Beach în urmă, iar noi acum ne vom îndrepta spre Miami, ca să vedem un cartier important din acest oraș, un cartier foarte fain, foarte exotic, se numește Little Havana. Se pare că seamănă foarte mult cu o parte din Cuba acolo, pentru că sunt și foarte mulți cubanezi. Thank you.
acest moment am intrat în cartierul Little Havana. Iar pe aici, din ce știu, sunt o grămadă de emigranți cubanezi și casele, unele din ele, se aseamănă cu cele din Cuba. Ba, chiar au și vapor la poartă. Dacă v-am putea descrie mirosurile de pe această stradă... Deja mi s-a făcut foame. Efectiv, ne plouă în gură niște mirosuri amestecate de cărnuri cu vegetale, cu tot felul de carne, nu știu, de vită, de oaie, habar n-am, dar de cocoșia. Toate magazinele de aici, restaurantele au muzică cubaneză. Chiar zici că suntem în Cuba. Lipsesc mașinile acelea cubaneze de epocă, în rest. Totul este cu specific cubanez. Interesant cartier. Tot felul de grafiti pe pereți. Și ceva american pe lângă atâtea restaurante cubaneze. Am făcut un experiment aici. Nu-ți dă nimeni aici prioritate pe trecerea de pietoni. Am intrat într-un magazin cu specific cubanez, plin de turiști pe aici. O grămadă de pălării cubaneze. Cât costă asta? 27 de dolari. Multe tricouri cu Little Havana. Magneți. 4 dolari un magnet. Foarte, foarte multă lume aici. Thank you.
Am intrat într-un magazin de tutun cubanez. Iar ăsta este un trabuc original din Cuba. Și băiatul ne arată și asta. So follow that and follow this. This one. God bless you. God bless me. Interesant magazinul ăsta de tutun. Foarte interesantă este sugrăveala. Ce vezi? O grămadă de scrisuri. Cam atât. Numai nume. Iar Angie și-a cumpărat un sombrero și o grămadă de păpușele cubaneze. De aici, din acest loc, Top Cigars, am cumpărat două trabucuri originale cubaneze. O să stăm așa la un pahar în Clearwater să le savurăm în voie. Am intrat într-un restaurant cu specific cubanez. Haide să vedem cum arată. Mese faine, interesante. Aici se comandă ceva de mâncare la El Pub Restaurant, dar încă nu servim, nu luăm masa pe moment, pentru că am pus ochii pe altceva. O altă fabrică de țigări. Plin de țigări aici în Little Havana. Aici e și mai. Thank you. Foarte fain pe aici, prin thank you, prin Little Havana și McDonald's-ul, dacă vă uitați, apare altfel. Foarte viu, colorat. Și pe jos s-au pus ceva, un fel de Hall of Fame, cum există în Los Angeles, pe Alea Celebrităților. Sami, dacă te uiți la vlog, am găsit steaua ta. Hai să vedem ce sandwich-uri cubaneze au băieții ăștia. Nimic interesant pentru noi. Foarte, foarte multe desene pe pereți.
Avem și ceva mâncare mexicană. Au ei ceva cu cocoșii. Cred că nu le cunosc tradiția cubanezilor, dar cred că semnifică ăștia ceva, cocoșii ăștia, în tradiția lor. Probabil de la luptele cu cocoși, habar nu am. Cigar shop din nou. Un nene indian, dita-i trabucul și, bineînțeles, cocoșul cu trabuc în gură. În acest moment am părăsit și cartierul Little Havana, iar noi trecem pe lângă aeroportul internațional din Miami. Aici se află aeroportul internațional, iar noi ne continuăm drumul prin Parcul Național Everglades spre Tampa Bay, pe partea cealaltă a peninsulei Florida. Localitatea unde vom sta următoarele 7 zile se numește Clearwater. Am plecat, este ora 11:32. Mergem să așteptăm pe copii și pe nepoți la aeroportul din Tampa Bay, pentru că ei în acest moment pleacă din Chicago cu avionul. Vom fi acolo, la aeroport, îi vom lua și vom merge la proprietatea pe care am închiriat-o prin Airbnb în Clearwater. O ultimă pauză de cafeluță înainte de a traversa Parcul Național Everglades pe autostrada Interstate 75 spre Naples, apoi spre Tampa Bay. Încheiem și noi aici acest vlog. Vă mulțumim tuturor celor care v-ați abonat la canalul nostru. Mulțumim și celor care se vor abona la canalul nostru. Și nu în ultimul rând vrem să le mulțumim copiilor. Mulțumim, Andreea și Luci, pentru că ne-au putut oferi această minunată mașină. Fără această mașină oferită de ei, nu puteam să facem posibilă această excursia noastră din Chicago în Miami și înapoi spre Tampa Bay, apoi Clearwater. Mulțumim tare mult, copii. Iar noi vă dorim tot binele din lume și până la următorul vlog, bineînțeles, nu uitați. Călătorește, banii se întorc, timpul niciodată. În timp ce ne plimbam aici pe stradă, ia uitați! Am întâlnit Freaky Tiki Surf Shake, cel mai bun magazin de aici din Clearwater. România vă salută! Hello Romania, hello USA! Vă invit aici în Clearwater la Freaky Tiki Surf Shake. Thank you. Number one, USA and Romania. Yes. Share that title. Love you. Asta este atmosfera, dragi prieteni, aici în Clearwater. Mulțumim fetelor. Help wanted. Yes. Romania.